Ce apă să spun călbă? Și apoi după ce l-am purjolit și apoi am început la celelalte. Sănătate și la mulți ani. Și bunul Dumnezeu va da bine. Doamne ajută. Se dă bine la toată lumea. Și ne dă și nouă. Doamne ajută, mă pune și apoi după ce mai încolo, pe când îl purjolim, și la ies facuta pe la noi, la suceară, se mai dă. Nalea Veronica, e gata porcul. E gata urechea. Eu am început-o. Bine ați făcut, e bună și gustosă. Da, arată bine porcul. Da, arată foarte bine. Și eu țăra mărișor. Mari. Da. Am să-l puteți mânca sănătos. Vai, atâta, să mai vii cât a noi, măcar jumătate statul. Da. Vii ar fi. Întât anul, așa e tăiesc cât da, din porc. Da, întât anul tăiem, 1, 2, când, cum. După cum e anul timpul, câteodată mai tăiem și primăvara, câteodată numai la Crăciun. Da. Da. O fost anile, Veronica, să nu aveți porc de tăiet? Nu, eu n-am fost niciodată să n-avem porc. Nu. Un gospodar adevărat are din tot anul un porc, măcar un porc. Da, la noi așa fost aici la Suci și poate și pe alte sate, dar la noi așa fost cu porc și cu... Da. Și l-ați crescut aici, în Grajd? Da, în Grajd, cu mălai ianos, cu... farină ea noastră, cu ea noastră, așa cum știm noi crește, noi țăraie. Și am un mai încoașe, înainte să vă apropiați de tăiata, i-ați dat și mălai? I-am dat, dacă și-o mie sătă vară, i-am dat și-o mie mălai. Să zici că de la mălai face slănină groasă. Da, slănină groasă, slănină bună. Uh-huh. Da, slănină bună face. Da. No. Îl ducem către el dincolo, la desfăcut, da, nu? Da, îl ducem și-l desfacem. Și apoi ne-o tot întindem povestea. Da, și să-l putem pune la frig să mâncăm, că e... Corect, trebuie făcut ospățul porcului. Pomana, nu? Sau ospățul, da, cum îi spuneți? Pomană, da, ca ospăț. Că... și cum faceți ospățul? Da, cum? Pui în carne la frip, aduce horingă, petrecem, oamenii care ne ajută și apoi îl petrecem, că ce să face cu el? Da, văd că am văzut că primul rând e băutură, s-o dat la oameni. Da, s-o dat, horingă de prună, horingă bună și am deamul până seară. La noi tot așa e. Tot așa, da. Pune la capul, la spălatul vaselor. Am venit tot așa e. Tare bine s-a făcut. S-a făcut bine. S-a făcut tare bine. O mâncat tare bine, n-am avut probleme cu ei. Da. Poate noi am fătăt duș, am fătăt... apă. Tăpăcâm și tăt. Trebuie și îngrijit, cum se zice. Da, le-am tăpus acolo să nu ducă... Da, să nu ducă lipsă de apă. De hâlbi, de apă. Să aibă halău de o parte. Le-am pus graunțe, le-am pus farină, le-am pus... Nu. Da. Le-am cert, noi tot că am cert aici, că mi-e bună carne, mi-e bună slănina, mi-e bun cu cert. Serios? Da, că așa uscat. În rând a uscat, dar e ca mai bine să dai cert. Da. Da, e mai dulce, mai altfel are gustul. Da. Și bucatele după ce se gata, le puneți la afumat, așa-i? Da. Când le gătăm de cârnață și acele, le punem tăi la afumat. Da, unde aveți afumătoare? Avem aici acasă. Aici acasă. Da. Mm-hmm. Da. Înainte să afuma un poducăsă. În poducăsă, când o fu casa veche și la noi cu drani și așa, atunci acolo s-a afumat și a fost. Mai bine ca acum, dar
Aha. Am s-o fac cu internet și nu mai putem. Nu se mai poate, da? Da. Un doi pușcă internetul. Da, 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 corect. Da, dai. E bine că e afumătoarea bună și știu cu ce lemn s-o afum, că nu cu ce lemn s-a afumă. Serios? Da, e secret. Dar care lemn? E un lemn bun, secret, dar acela nu-l spui. Da. Nu-l ziceți. Da. No, dacă nu se spune, nu se spune. Dar poate vinim și la afumat, no, când îi dați drumul peste două zile, nu? Vinesc, va. Și trebuie să știi. Și tot aflu. Da, din ce parte, din ce parte a pădurii, nu ori de unii să... Dar nu cam știu, dar eu cam știu din bătrâni. Că spuneau bătrâni și mătușă și străbunicii mie și bunici, îmi spuneau ea de lemn de acolo, să nu fie lemn de în față, să nu fie lemn din dos. Îmi spuneai de unde cum, dar eu nu dau secretul, că nu știe lumea. Da, da, da. Și apoi toată lumea zice, cum ai zis așa bune afumate? Da, e secretul. Da. Și gustul cum e după secretul ăsta? E foarte bun. E foarte bun? E foarte bun gustul, da. Cu acela lemn e foarte bun. Deci nu dai greș. Nu, 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 nu. Niciodată n-am dat până acum. Da, da, da. Da. De când am făcut, niciodată. Da. Uite, le Veronica, cam mulți domnii zic că mâncarea asta tradițională e așa, mai grasă, nu prea e de mâncat, trebuie uscată, trebuie nu știu cum, mâncată cu măsură. Cum e de fapt, le Veronica? Să o mănânci când e sănătos, e bun oricum. Când oricum, e sănătos. Da, când e sănătos. Și e bun de porc, deci că să nu mănânci slănină, să nu mănânci grasă. Cum că e mult cu ce eu trăit oamenii cu slănină? Oricât, orice mâncare mâncai, o miez de slănină și cât o cutie de cribiche, aceea era ținesați. Da, da. Oamenii trainici cu 90% de ani. Uh-huh. Acum să nu mănânci ce la fel, să nu mănânci ce la fel. Untura de porc de bună era cu sarini, un șem pe pâine, cu zahăr, cu ce... Așa eram noi copții. Da, da, da. Am auzit că n-ai voie să mănânci, n-ai voie, că nu-i bună. Da, ce da. Nu-i bun când știi tu că ce-ai crescut tu și ce-ai în porcul tău? Da. Nu știu dacă ați văzut la televizor, la Veronica, că domnii de la Uniunea Europeană vor să legalizeze greierii, gândașii. Dumneata, ce părere ai? A, păi eu aceea o părere prostă ce e. Serios? O părere prostă. Dar ce credeți, că oare românii s-au apucat de mâncat greierii? Nu cred. Nu? De așa ceva nu cred. Nu cred, că bătă noi avem aici, așa putea mânca, că se bugă spacând de noi. Dar nu se poate așa. Nu se poate, nu. Unde să mănânci greier? Ce poți mânca dintr-un greier? Da, da, nu, da. Aceea așa vrea omul să-l distrugă, să nu poate să nu ții porc, să nu ții animale, să nu ții nimic. Uh-huh. Asta vrea aici acum domnii ăștia mari din Parlament. Da, da, da. Să ne distrugă pe noi. Să ne distrugă, da, da, da. Da, da. Deci credeți că românii n-or ajunge să mănânci așa? Nu, nu, niciodată. Niciodată. Uh-huh. Românul nostru nu lasă carne de porc, găina noastră, porcul nostru, ițelul nostru, aia este care au fost crescute din noi, aia este o mâncăru. Da, 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 da. Am să pune sare. Da, da, da. Și da. Să mai soricu. Da, să mai soricu, să face foarte bun și crocant, așa. Să vedem cum ni slănina, că am abia așteptat să vedem că cam pe la noi am avut cam porci porce. Îți cam porci mulți de carne. Da, da, da. Și slănina subțiri de multe rase, că e gras. Să ai slănină, că cu asta trăie oamenii. Că... Trebuie să ai slănină până la mijlocul verii, da, ziceau până bătrâni, la mijlocul verii. Și să-ți rămâi om tic și pe când tai celălalt. Serios? Aceea casă era care era casă, care să rămâi om tic. Da, da, da. No. E mult tare slănină să mânca, că munceau oamenii, nu ca acum. Acum nu muncesc. Mănâncă salam de vară, mănâncă, nu știu, parizel, nu știu ce, și stau pe telefon. Da, nu, da. Cum vor fi oamenii aceia? Eu nu pot să mă ieși, obez ieși. E mult mânca slanină, mânca carne de porc, mere cosetă, tăzoa, să cera, lucra la fân. Păi asta am vrut să zic la Verenica, că și munca fizică era munca da, fizică. Da, 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 era atât manual. Da, la femeie, aia asta a fost și la bărbați. Da, 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 da. La cosă, tătă da, vara, la cosă, tătă vara, la fân. Nu avea când, amu, pe când ninja și pe când era, mere și aduce lemni și fân. Nu vara, acum amulea, îi prevezionem de lemni și de felul, nu mai... Da, nu. Și iarna hibernăm, nu? Da, iarna hibernăm. Atunci iarna mereu și aducem fân, aducem lemni, aducem... Aia este lucruri de iarna. Da, da, nu. Da. Vara numai cu săceratul, atunci să săcera, să facem, punem clăi, îmblachem. Era mult, multă muncă. Nu, dar nu știi ca lucruri de mână. Nu, dar am... Nu mai știi că numai internetul. Corect, corect. Nu. Și eu câteodată m-am mai uit, dar mă uit când stare obosită și repede mă uit repede pe el și acolo mă hodinesc în 5 minute și iar eu lucru de mână, că nu am vreme să stau cum stau alții de pe internet. Deci și dumneavoastră folosiți internetul. Și eu mai folosesc, și eu mă mai uit, dar acolo stau și mă hodinesc 5 minute și eu din nou iar. Da, da. Dar Facebook aveți la Veronica? Am și eu. Aveți și Facebook? Și Facebook, și Facebook, și nici eu nu mă lăs.
Da, da, da. Sunteți în rând cu lumea. Cu lumea, nu. Trebuie, trebuie. Și lucru, dar și este la ce. Aceea e femeie gazdoaie și harnică care îi meri mânurile și gura și teche vârg așa ca apa. Dale, Veronica, văd că capul s-a scos. Da. Deja, aici cred că îl pregătiți de bobotează, da, pentru aituri, așa-i? Așa, așa, de aituri. Da, aici e aituri. Și să punem în apă, nu? Se pune apă, să se speală, să scoate creierii, să scot ochii, să scot astea. Da. Și apoi după aceea îl taiem și îl punem la morat, 3 zile, facând se gata acele 3 zile, apoi îl scoatem la fum. Am înțeles. Nu, no. Și apoi după aceea... La murat îl puneți în apă cu sare, nu? Nu, îl punem așa pe slanină. Punem amul cărnului pe slanină, punem slanina în fund și punem cărnului și în 3 zile. Da, da. Și fiecare zi îl întorn o dată. Am înțeles. Nu. Și apoi după aceea le scot la fum și apoi pe când le scoatem la fum, dacă e mult, le ținem în afumatoare până că era jăr iarna, acum le punem în congelator, cum le putem ține. Nu. Așa e. Haideți să-l punem în lighean. Apoi... No, așa. Ce frumos. Am să scoate slănina alea, da, Veronica. Da, hai, da, să, da, vedem cât e groasă. Foarte, foarte frumos. Ia. Așa. Îi o țără de slănină. Uite aici. Îi am catat bine el, vezi? Uh-huh. E faină. Foarte faină, faină slănină. L-a ținut bine la Veronica. Ținut. Că altfel nu era. Îi... No, dai hierb, cum a spus. Să dai hierb. Uh-huh. Dacă dai hierb, aceea spus când le dai hierb. Da, da, da. Deci carne, mâncare, da, și artă trebuie. Da, da, da. Am înțeles. Da. Așa, și să-i face cu grijă. Da, da. Și apoi să curăță și la fel, pune, da, sare pe stia, da, nu? Da, punem sare, o punem acolo într-o cuvă, în covată, de multe era covată, da, nu mai scoveți. Și avem cuvă și apoi după aceea o punem cu sare și punem cărnul pe aia. Și cărnul îi tot înturnăm. Da, da, da. Nu, și apoi pe când luăm cărnul, îi scoatem la fund, slanină, o lasăm până acolo de februarie. De să, serios? La, da, la murat, acolo. Da, 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 da. În slatină, țăpăm aceea slatină cu sânge și apoi după aceea facem altă slatină și... Aha, da, da, da. Și apoi după aceea zăpăm aceea slatină cu sânge. Uh-huh. Văd că deja a adus din coaște ei, da, gălăgie mare, da, 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 s-a adus Horinca. Da, da. Dacă s-a adus, trebuie încinat, da, un pahar, nu le, Veronica? Da, 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 hai să-l apui pe oamenii în parte de Horinca, că tare bine lucrați cu porcul, în chesarii. Asta e tura a doua, da, Veronica. Da, tura a doua de Horinca. No, multă sănătate, cuscule, Ionuț. Doamna Cornel, Grigore, la mulți ani, multă sănătate. Ba, Grigore, să-l mâncați sănătoși. Să ne ții Dumnezeu 100 de ani. Eu mulțumesc frumos că ați venit și să încheți aici cu noi la Ospățul Porcului. Și sperăm ca și care ne urmăresc să-și mai aduc așa aminte de tăietul porcului tradițional. Mere, că iată, în ziua de azi, ne cam ducem la magazin să cumpărăm carne de porc. Da, uite tradiția, dacă asta tradiție nu-i. Da, și bine că uite, la țară mai sunt oameni care tau porcul. Da, da, da. În primul rând, care țin porcul în grajd și pe urmă îl tau, da, de, da, Crăciun. Da, și mulți îl țin și cu concentrate, dar acela nu-i porc. Acela nu-i porc? Nu, nu, cu concentrate. Cu faina noastră și cu malaiul nostru, care îl sap tu cu sapa, știi ce pui în pământ. Dar, dumneata, le-ai dat concentrate la porci? Concentrate ați dat la nu, porci? Nu, la noi nu. Al nostru e fără euri, fără de acelea. Deci nimica, nimica. E original. Bio, bio, da, să-i bag Grigore. Da, 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 da. Noi nu dăm de acelea, uh-huh, nu dăm ca acelea. Și scumpe să dai bani pe ele și să strângi. Și dai și bani pe ele. Corect, corect, no, scumpe, da. Ghicea să nu tai tu malaiul tău și făina ta și a tale, hâlbele tale și cum. No, numai și atât de când el mai lăsa să le dăm hâlbe și nu știu ce. Dar nu ori stai lângă noi să vadă ce-o da noi. Am să alege pentru pomană, nu? Da, da, da. Pentru ospăț. Pentru ospățul porcului. Da, 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 cum să spunem pe aici. Veri și o pune la frir și se putem face tocane. Să alege din păstrăină cu carne, da, 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 din păstrăină, da. Începe și păstrăină. Da, da, da. Și iar mai da, de acolo, din... Mm-hmm. Și uite că deja sus văd că s-au apucat să scoată, da, muștiu. Da, michenată. Carnea lungă. Carnea lungă sau peștile, nu? Da, da, cările lungi și peștii și acele. Le putem pune și acele, că de mult așa era, carne lungă, puneai bucațele două de carne lungă, când faceai zeamă cu moare la Crăciun. Da, da, da. Niște bucațele de carne lungi, costă și cârnați. Și între aceea se face... Zamă cu moare facem. Zamă cu moare? Da, zamă cu moare. Am unul atât, aperitivi și de aceea le știu, mai știu cum s-o știu de mult. Da, de Crăciun ce faceți de fel de mâncare? Că ia, ne mai desparte o săptămână. Da, de Crăciun, cum v-am spus, zamă cu moare. Zamă cu moare. Da, zamă cu moare, facem sarmalii, prăjituri și salate de biof și de astea mai facem, da, ca astea nu-s.
Nu. Se trăiește bine la țară. Se trăiește foarte bine. Se trăiește foarte bine la țară că știm mânca sănătos. Și dacă știm mânca sănătos, mâncăm de-a nou. Corect. Nu, nu mâncăm din magazin. Nu. Și se trăiește foarte bine. Unii cât mai bună ea, cât e carnea ea, cât e faină. Nu, da. Unii mai bună bunătate. Uite aici. Nu, de acolo injectată și cum cumpăr din magazine. Oi, ce muș fain. Nu. Nu, vezi? Tare faină, Veronica. Da, la noi așa. Mai treabă curățită, da, așa-i? Da, trebuie să o curățăm de pe aici, să o... Da. Uh-huh. Da. Apoi, o să fac ciumă, până gătăm. Da, da, da. Asta care curățăm de pe aici, o pune la cârnați. Cam cât de mare să lasă? Care cât vrei. Care cât vrei. Da, uh-huh. Care cât vrei. Poate o lasă și mai lungă, și mai... Da, da, da. Scurtă, care... Uh-huh. Da, da. Ia ce frumos ești, o mai curățăm. No, și am o punem aici în lighenii și apoi o ducem încolo acasă și... Spinarea. Da. Gata, s-o scos și spinarea. Da, da. Și-o pe una aici la noi, eu zis, când o scos, o zis, hai, dar nu mă revede, și ies că e mare coloana la porcă. Nu știu să zică că îi zice spinare, au fost de la oraș. Da, 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 eu zis da. Coloana. Da, hai, că ies că e mare coloana la porcă. Da, aici e. Văd că deja la Veronica s-a apucat de scos din lontru. Da, da, da. Uh-huh. Oare intestinile le mai alegeți? Înainte să alegeau mațele da. De porc și să fășea cârnați. Acum nu le cam alegem, dar că avem mațe luate, dar le-am pune acolo de o parte. Apoi vom vedea dacă nu ne-o ajung sau dacă celelalte. Uh-huh. Apoi le-am face. Dar înainte tăte să spălau așa. Da, tăte. Uh-huh. Era mult de lucru, așa e la mață până mult, le vedeai. Mult, până le radiei, le spălai, apoi după ce le radiei, apoi iară le spălai. Uh-huh. Nu. No. Și apoi până le puteai. No. Și cu ce să curățau? Aia se de cârnați, le spălam bine cu apă și cu sare. Uh-huh. Cele de calbaș, le spălam cu apă și cu sare, le spălam cu apă și cu bicarbonat, cu apă și cu farină de malai, cu uh-huh. pițienii, le frecam cu pițienii bine, le înturnam pe dos și le frecam bine cu pițiană, să iasă că pițiana era aspră și le facea așa luciu. Da, da, da. Da. Uh-huh. Uite că am usul mai mecanizat așa unele lucruri. Da, acum... Uh-huh. Mă gândesc că și carne o dați în mașină da, de tofat. Da, 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 e mult, o gimnicam tata tucă pe butuc. Tata pe butuc? Tata pe butuc. Nu era mașină, nu era nimic. Și care avea, o, așa îi place, că era mai bun, n-avea gustul mașinii. Dar nu era mare pe butuc, gimnicată? Nu, că o gimnicai mânânțeluc, așa, până ieșe ca din mașină. Cu sacurea? Da, cu sacurea, da, avea sacurici așa lată, uh-huh. un doporaș așa mai lat, expres pentru carne și... Cu aceea el nimica. Da, da, da. Și carnea cum să băga în mață? Carnea mață era atunci, era, avea un corn. Și noi am avut, și am tot avut un tocant în pod, dar l-am țipat, că n-am știu că mai... No, și apoi îl puneai, băgai acela mață și pe el te împingeai acolo. Da, da, da. No, îl te împingeai acolo mață. Și era mult de lucru. Mult, și-o fost greu. Da, da, da. Zicea unii bătrâni că lucrau la câte un porc și te dau o trei zile. Da, așa era, că nu puteai, că până gimnicai tu atâta carne, până o faceai tu, o băgai tu până cornul acela, atâta tu că o băgai în... No, cât era așa ca o țeagă era, până îl tot împingeai acolo, cât era de greu. Da, da, da. Da, da, foarte greu. Da, așa, un, doi, să pune mașina da, și da, dai drumul. Da, bine, numai... Atunci au muncit oamenii și femeile, cât au fost de frumoasă, că au fost muncitori, au fost... Nu. Acum tăceți, grasă tăceți, că nu încesc, ca un, cum v-am spus, numai pe Facebook și... Da, da, da. No. Atunci și-o păstrat roșața în obraz, nu? Da, da, da. Așa. Vă roșața de la frig, de la aer, de la... Așa, nu ca acum numai să stai în casă. Casa te trage, te face pali, te face... Corect, corect. Da. Da. Am eu, la Veronica, curios când se scoate splina, să zice că... Pe splină, nu? Să vede cum e iarna. Da, la noi zicea iarna. Splina, ce era iarna. Uh-huh. Și dacă era la capătul cela mai gros, zicem că la care capăt de la începutul, atunci e iarna mai gros, mai greu. La începutul, la sfârșit. La începutul, la sfârșit. Da. Dacă era la capăt, apoi zice, no, de-amu a venit iarna mare. Da, da, da. Și așa era de mult, dar acum s-o cam schimbat. Dar de mult așa a fost. Și eu am prins. Cum a fost iarna în porc, așa a fost și iarna afară. Să vedem în porc că este acum să treaba. Da, să vedem cum așa, da. Da, da, da. Și apoi pe urmă putem povesti când se gata iarna. Dacă vedem că
ne vedem mamă cum e afară și apoi vedem cum e iarna, de una cu alta. Da, da, da. No, bate sau nu bate? Da, da, bate. Da, da, da. No, dar de mult bate, dar acum... Nu știu dacă... Și splina la porți s-au schimbat așa. S-au schimbat așa ca ovii. No, ce să facem? Asta o pun la oamenii. Pe asta știai cum e iarna până tăiese. Nu știu, oamenii ca acum până atâția cât e... Da, numai să ieși de televizorul, da, da, să asculte vremea. Da, și pe acea, nu erau de mult... Când auzea cocoșul știai că e disculat. Serios? Dimineața, atunci știai că e disculat. Orice timp îi, dar am cântat cocoșul și sara și... Da, dar de mult, numai când nu cântau sara. Dar m-am auzit și sara cântând și... La 12 noapte așa, dar atunci numai la 4. Vezi că și oamenii cântă și seara și dimineața și la amiază, așa, toată ziua cântă. Așa, pe ales care-s mai nervos, așa, cântă cât se fără vreme. Corect, corect. No, la, să vedem cum e vremea. No, și la primăvară ia vedeți ce iarnă ne așteaptă, vedeți cât e de grosă. Deci în capăt e mai grosă. Da, și aici la început e subțire, așa cum e amu vremea. No, asta spune dreptatea, vezi? Asta spune dreptatea. Da, ia. Am început bine, așa? Da, și acolo de primăvară, ia. A când trece de jumătate, ia, ui. Ia ce sunt groșe. No, apoi sunt groșe iarna. Sunt groșe, sunt groșe. Da, apoi nu... No. Nu, no, curățim și o băgăm la, da, cartaboș, la cartaboș, da, la cartaboș. Da. No. Și de aici să tot alege, așa? De aici să tot alege. Să alege. Și să împarte, la, da, cârnați, la cartaboș, da, la una, da, la alta. Da, da, da. Calbaș, da. Da. Și ei cu grăsime să pune, da, pentru jumări? Da, da, care cu grăsime îi pune la jumări. Am văzut că și unul deja e pregătit. Da, acolo, da, le pregătim, numai să le putem face astea și să le putem pune pe foc. Aici s-au pus măruntele, da, de da, da, pentru cartaboș. Da, da, da. Cartaboș îi spune, da, și mea asta? Da, cartaboș, la noi așa se zice, cartaboș, calbaș. Sau calbaș. Da, 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 da. Să faci și pe aici ale veronică și sunt jerete. Nu. Nu. Nu, la noi nu se nu face. S-a făcut, nu, așa, nu, nu. Da, da, da. Că așa, da, ziceau bătrânii, că luau sânge de la porci, da, 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 de mult se face bătrânii, mai faceau, dar acum nu fac, nu, uh-huh, fac. Nu vedeți că acum nici calbaș nu fac, nici... Nu le mai place. Nu, le place, nu. Da, da, era foarte bun acele mâncăruri. Erau. Da. Corect. Da. Așa, așa, păi după ce se șerbe, stai, da, să dau prin mașină, da, frumos, să, da, facem pateu, punem și de pateu. Și de pateu? Da. Uh-huh. Da. Și pateu cum îl faceți? Da, pe pateu... Din ficat. Din ficat? Punem ficat de porc. Da. Și... Punem ceapă, dimnică în ceapă, punem o rând de ficat, o rând de carne mai grasă, carne de muști și o mâniez de... sare și îl pune la hiert, niște foghi de afine. Și apoi după aceea, când e hiert, apoi îl dăm pe mașină și îl destulim iară. Când îl facem pateu, iar îl punem în borcan și îl destulim și la Crăciun apoi avem. Da, 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 da. Și pe pic te-am chis. Da, da, da. Aici, la Veronica, văd că a spus pentru pomana porcului, așa? Da, da, am pus carne să mâncăm pentru să petrecem pomana porcului, ospățul porcului, cum e... Ospățul, da, 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 da. Dar e foarte interesant că, uite, aici văd că se șerbe. Da, da, se șerbe și apoi, pe când se gata de chert, o frijă, se frijă până e friptă, bine. Până, da, da, da. Da, și apoi punem pomchii de boia și pomchii de chiper care vrea. Și apoi facem tocană și mâncăm cu carne friptă, cu lapte de oi, cu lapte de ghibor, carne cu brânză de oie. Da, da, da. Nu. Care... Uite, la noi se pune și aun și acolo, în untură, se prăjește. Nu, nu, la noi așa, așa, până scade, de rămâne, iasă în sorea. Uh-huh. Trebuie să iasă în sorea în tigaie. Am înțeles, da, am înțeles. Da. Se pune și câțiva căței de usturoi. Da, da, usturoi la capăt. Da, da, da. Îți usturoiul și punem la capăt. Am înțeles. Da. Și apoi și luăm pe când și mâncăm. Da. Aici văd că spre tine niște șapă. Cred că o, da, puneți tot acolo, da, nu? Da, da, ce punem, pregătim ceapa pentru cartaboș. Aha, da, 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 am înțeles. Se pune ceapa pentru cartaboș. S-am odemnicați. Da. Am, no, și înțeles, pentru pateu și pentru... Pentru, da, ce mai trebuie, da, așa-i? Da, da. Iată că azi mâine vin sărbătorile de iarnă, vine Crăciunul, da, la Veronica. Da. Pe aici să mai colindă pe la dumneata. Să mai colinde, se colinde, se colinde, se colinde, îmblă cu colindatul și îmblă. Îmblă? Da, da. Uh-huh. Și eu mai îmblu, și eu îmblu, numai eu tare, câteodată tare glasul ăsta, mi se tare ragușește. Mai, da, ragușesc. Da, mai, da, ragușesc, da, da, da. Așa mai știu colind, mai știu...
Mai no, știți? Da. Oare ne spuneți și nouă, e așa, trăim de aici. Vă spun o colindă faină, cum o colinda pe o fată care a rămas singură de părinți. Și a fost tată fecioară și de la Crăciun a fost fără părinți. Și eu o colindat așa. Vine, vine Crăciunul, vine, vine Crăciunul, lasă vie săracu, lasă vie săracu, la veche și la feciori, la veche și la feciori, pe la sfinche sărbători, pe la sfinche sărbători. Numai o sărage mine, numai o sărage mine, numai eu nu am pe nimeni, numai eu nu am pe nimeni. Nu am mamă, nu am tată, nu am mamă, nu am tată. Gânești că scosă din teatră, gânești că scosă din teatră. Hai da-mă mucă acasă, hai da-mă mucă acasă. Mănâncă cu mine la masă, mănâncă cu mine la masă. Eu aș veni, dragul mami, eu aș veni, dragul mami. Lutul-i greu, nu poteși, lutul-i greu, nu poteși. Du-te, dragul mami, acasă, du-te, dragul mami, acasă. Hai, dacă lumea nu-ți dragă, e-ți în cap neframa neagră. Hai, dacă lumea ți urâtă, dacă lumea ți urâtă, e o păce mohorâtă, e o păce mohorâtă. Hai și te du la joc în sat, și te du la joc în sat. Că-și fată de măritat, că-și fată de măritat. Ce du-n joc cu fechele, cu feche și cu feciori. Hai că așa de sărbători, că așa de sărbători. Tare faină, Veronica. Iată cum și colinda și unele colinzi au luat naștere după necazul omului. Da, după necazul omului. Au rămas, au rămas singuri de părinți, uh-huh. Și nu au avut frați, nu au avut surori, nu au avut pe nimeni și iată s-a făcut o colindă e. S-a făcut o, da, și ea s-a colindat-o. Uh-huh. Tare frumos, da, tare da. Frumos. No, și eu am auzit-o și am colindat-o și eu. Nu știu cum e și, da. Foarte, foarte bine și vă mulțumim tare mult. Și pe aici până sap în sus și de jos să mă îmblă la colindat. Să îmblă, să face grupuri. Să fac grupuri? Da, să fac grupuri și îmblăm la colindat. Uh-huh. Îmblăm feche, femei, cumaritate, câte 4, 5, 6, să merim una de la alta, să mai merim. Și vă colindați între voi. Să ne colindăm, da. E mult, mai fain. E lucru mare, da. Când ziua de azi să mai adune oameni, da, să mai colinde. Da. Le, Veronica, așa, după părerea dumneatale, cum ar trebui noi românii să primim nașterea Mântuitorului Iisus Hristos? Să așteptăm să vie Crăciunul? Cum trebuie să o primim? Da, cum trebuie? Ar trebui să fim buni la suflet, să ne afli Sfintele Sărbători și Sfântul Crăciun, să ne afli spovediți. Să ne afli spovediți. Da, spovediți și cu mine ca să împărtășiți, da, aparenghele. Da. Și să nu ținem dușmanie și ură pe nimeni. Atunci putem aștepta Sfintele Sărbători. Altfel, cum să așteptăm noi? Să zicem bună seara lui Crăciun când ne întâlnim unul cu altul, dacă... No, cum să zicem că e bună seara dacă noi suntem răi unul cât altul? Da. No. Da. Așa. Pentru dumneatale ce înseamnă Crăciunul, la Veronica? O bucurie. Bucurie. Bucurie că... No, vine Sfântul Crăciun. Da, unde mai mare bucurie când se naște Fiul Sfânt, când trebuie prăznuit, când știm ce chinul real s-a născut. Și la noi când e bine amu și când e față cum o foie, ce greutăți o fă pe el atunci. Nu. Și el bietul ne rabdă câte păcate și câte facem. Știu că la ora asta, la Veronica, sunt și mulți români plecați în străinătate care ne urmăresc, iată și pe internet și pe televizor, da, la Tradițional TV. Ce mesaj ai avea pentru România ăștia care, iată, amu de sărbători, nu s acasă, nu sunt în România, alături de familie, de părinți, de vecini? Să nu uite de Sfântul Crăciun, de sărbătoarea Crăciunului. Și să nu suite părinți, ori în ce colț de țară s-ar afla, să suni părinți. Dacă nu colindem. Da, și să-i colindem, măcar pe internet, că am sunt Facebook-uri care se văd unul pe altul.
și o să colinde părinții, că nu știu cât o mai e în lumea asta și cât o mai avea părinți. Cine are, să-i prețuiască. Eu asta dorință o am. No. Restul? No. Și să nu uite, e Sfântul Crăciun, e sărbătorile, să ne colindăm unul pe altul și să merem unul la altul. No. Asta dorința. Da, că până la urmă ăsta e rostul sărbătorii. Da, asta e rostul sărbătorii, că vedeți că eu vreau să ne spaie cu măși, cu tăfelul, să nu margă copiii la părinți, părinții la copii. Dar unde, cum de mult, o stat unul cu altul și o durni câte 4-3 nurori pe casă și o stat tăți acolo și o mâncat-o pe casa lipită cu lut. Și nu s-o, nu fă COVID, nu fă boli, nu fă, acum, dar ei le fă bolile, nu-s boli, Dumnezeu Sfântul nu se supără când aude chestii. Da. No. Așa, hai să vedem ce se mai întâmplă acolo în Șaolea, Veronica. No. Șerbe, nu șerbe. Da, o gustați, mai trăgustată, mai trăpus una alta. Începe șerbe și s-a să pregăti, ia mai ce frumos, vedeți-o? Faină, da. No. Da. Văd că te scade. Da, scade. Și apoi când se scade tete, până rămâne usori în fundul tigăii și apoi punem un ptii de boia, punem usturoi, un ptii de chiper care vrea și facem tocană. Și mâncăm, cum am zis. Da, facem tocană. La ce le spune, îi spuneți dumneavoastră tocană? Eu știu, dar vreau să le spunem și anilor cine mămăligă. La mămăligă. Da, la noi așa o foc când tăie porc cu mămăligă. Uh-huh. Mămăligă cu carne friptă, nu o foc carne cu varză, nu o foc cu... La noi asta o foc mâncarea. Tradiția noastră asta o foc cu tocană cu carne. Da, mămăligă cu carne, să înțeleagă oamenii. Da, mămăligă cu carne. Da. Asta o foc. La Veronica nu mai rămâne decât să le... Facem o invitație oamenilor, dacă au drum pe aici până sușul de jos, din țara Lăpușului, să vie să vă bată la ușă, îți convins că le scoateți o dărabă de cârnați și o jumară. Îi așteptăm cu mare drag și cu poprică, cu străină, cum avem noi de bună și cârnașă, cartaboș, numai să vie să vadă, de curiozitate. Așa. Așteptăm să șarbă și apoi ne-am adunat-ți la masă, nu? Da, păi și când se termine, poți veni aici, zic că multe. Mulțumim tare mult. Nu le vreau încă că e aproape gata. Da. Așa-i? Da, imediat. Așa, aici ați pregătit și avonul ca să faceți mămăliga, da, tocana, cum îi spune în țara Lăpușului. Da, tocana și cu carne. Da. Și cu lapte ghibol și cu lapte ghibol. Și cu lapte ghibol, da. Aha, e ghibolița. Da, e ghibolița, da. Exact. Da. Așa se zice, lapte ghibol. Aha. Ați avut lucrătură importantă la Veronica astăzi pe aici? Da, o fac foarte bine, că am avut oameni harnici. Și-o dat Dumnezeu să ține și vremea cu noi. Vremea unii ce frumos. Da. Și ține și eu, femeia e bună, dar și vremea ține. Cum eu, așa și... După oameni corecte și vremea. Da, după oameni, da. Aici în spate deja a spus sarea păstruoasă. Da, aici le-am pus, te-am pregătit pentru morat. Da. Și le lăs acolo, le întorn în teată ziua, trei zile. Și apoi le scol la fum. Da. Și după trei zile le scoate. Și apoi după trei zile la fum, v-a spus, e secret fumul de așa. Da. Secretul e secret. Da. Și apoi după ce le punem ori în pod, le suim în pod, la lemnarie aici avem sus, unde nu bate vântul, ori apoi le punem în cum aici vremea. Am înțeles. Da, cum aici vremea. Și acolo în spate deja să tocă. Da, acolo se tocă pentru cârnați. Da, pentru cârnați. Pentru cârnați. Și apoi începem, mâncăm și începem a face treaba. Da. Uite că mai devreme povesteam de faptul că înainte să toca carnea pe butuc. Cu săcuria. Am avut deja un, doi. Da, am avut în 5 minute, 10 și gata. O gătat-o, da. Dar de mult trebuie o zi toată ziua omul să aibă grijă și să nu-ți dai peste jeghe. Exact. No, și era butuc, nu știe ce butuc, era butuc de stejar. De stejar, uh-huh. Da, butuc de stejar, acela era tare, care nu se lua câte elaște și de acele. Da. No, și apoi, pe aceea e mica. Corect. Îl pregătea omul butucul să-l scorțea, să-l facea, să fie curat, nu, și bine. Uh-huh. Nu, așa faceau de mult. Da. Eu am fost cu bătrâni și am prins mulți. V-a plăcut, așa? Da. Uh-huh. E bine că, uite, așa ați acumulat cunoștință, cum se spune. Da. Și vorba aia mea am și eu pe unde umbla și de unde aduna. Da, oricând se încheie bun primit la casa noastră. Mulțam tare, fain. Și uite, așa, ba Grigore ne aduce lemne, ne pregătește focul. Da, el ne aduce lemne, da. Dumneata, ba Grigore, ești cu focul. Eu cu focul. Întrețineți aici focul. Da. E bine că aveți lemne uscate. Avem că am adus, că am știut că tăiem porcul și ne trebuie lemne uscate. Da, de obicei trebuie ținute, o sărit o țără ceva. O sărit. Da, trebuie pregătite lemnele pentru porc, așa e să și uscate. Trebuie să margă focul una într-una. Una într-una. Da, foc continuu. Exact.
Amos se condimentează la Veronica. Da, 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 da. Să pune boia, paprică, nu? Paprică, da, paprică, paprică și ciperi și sare. Și sare. Da. Sare câtă să pune? Sare după cât, după gust, așa. După gust? Da, după gust. Da, da, da. Da. Și apoi să frământă, da, nu? Da. Aha. E mult, nici paprică nu pe pune, că zice că paprika o amărește. O amărește, da, da, da. Și atât ai tot. Și usturoi, da, usturoi, da, corect, da, niște usturoi e... treaba. Da, usturoi. O mână cât e bună, usturoi. Da, 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 ce ai... No. E medicament. Da, pe acela e... Și sare. No, hai să aducem sarea. No. Sarea trebuie să fie un pic și și saraș, dacă e și vremea moli și... Da. O să ia soțirea e cârnați, la Veronica. Da, 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 că fă multe care e. A fost, sigur că da. Și aici e usturoi, da, nu? Da. Nu, no, așa. Da. Frământat și băgat în mață, da, la Veronica. Da, așa. Un doi să faci și cârnați, da, așa? Da, da. Când sunt ajutoare și mânuri, da, bune. Da, da, sunt copii ăștia sarnici, tare, sarnici. Și mite nată facem cu ei. Da, 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 no, corect. Un doi, un doi scăpați. Da. E așa ni se face, vezi, o întorc bine, bine să fie... Așa trebuie frământat. Da, 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 da. Aha. Frământ bine, așa ca brânza. Ca brânza, da, da, da. Să nu se... Până transpirați la tâmplă, da, nu? Da, 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 da. Așa... Așa se face. Nu, vedeți că e mândru mie noastră carne de porc. Da, da, da. Porc de casă. Cât sunt mai mare, dragul când... Apoi la gust nici nu mai nici numai, da, nu se mai pune. Apoi de aceea e cumpărată când îți faci caserola, când e tocată pe... Nianica nu se simte. Da, voi. Alea Veronica, văd că aici deja în casă e lucrătură importantă, v-ați apucat de făcut cârnață. Da, așa. Da. Mațele frumos, văd că le-ați curățat, le-ați, da, spălat. Da, da, ești ce mândris. Da, îți mândre. Și nu se sparg. Aha. Nu. Și uite așa băgat frumos pățaje. Că și de la porc contează, să nu-i dai aici fierbinte la porc. Serios? Atunci când îi dai cald, atunci cam să spar mațele. Da, da, da. Nu. Am înțeles. Că se frig. Și uite așa, da, se bagă pe cârnațoaie. Da, 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 pe cârnațarul ăsta. Și apoi începem a face. Da, da, da. No, hai, da, să vedem cum iasă primul cârnaț. Hop, no, hopa. Trebuie legat. Nu a fost cu noroc, dar nu-i bai. Nu-i bai, lasă că așa e primul. Trebuie făcut și nodul. Aveți emoțiile, da, Veronica. Hai. Nu s-o, no? Hai să vedem. Hai. Așa. Uite aici cum ia iasă cârnațul. Frumos, da, da, da. Tare fain și mațul. Da, da. Și le-am ras bine, le-am spălat bine. Și s-a albit frumos. Da, atunci apoi este aici. Stai-te cum trebuie, așa e? Da, da, da. Mai trebuie și înțepat așa? Da, da, mai începem cu acul, da, ca pe să nu, pentru aerul. Și pentru aerul. Eu așa am văzut, pe străbunicii mei lucrând și pe bunicii mele, așa lucrau. Da, da, da. No, și dacă am te făcut așa cum fac ele, eu măr, stai-te, eu măr bine. Vai, doamne, le Veronica, de unde aveți atâta putere? Mi-a dat-o Maicuța Sfântă de la eu, ea mi-a dat-o. Nu știu, sunteți așa, de, da, de timpul voiosă. Da, ea mi-a dat-o putere, poate am avut și greutăți bugăte și tot felul, dar ea mi-a dat-o, să mărg înainte, să nu dau înapoi. Da, da, așa e bine, da, nu? Da, pe omul bun îl încearcă, bună Dumnezeu, să vadă credința, să vadă puterea, să vadă dacă a dat înapoi, dacă merge înainte. Da, așa e. Și apoi, eu am tăbăr să înainte. Pe așa trebuie, uite aici așa lungă-i tuluaia. Nu, așa, așa. Și am un legat sau la ce faci? Nu se leagă, nu se leagă. Așa se bagă acolo apă caldă și o să strânge el. Se bagă, da, în apă? Da, da, se bagă apă caldă acolo în caldare unde s-a cel de cartaboș. Da, da, și am îl duceți acolo, da, caldare. Da, și ducem acolo și... No, e mai mare ca mine. Mai mare ca dumneatare, da, da, da. Exact. Na, și apoi îl ducem să bagăm acolo apă. Aici al băgați. Da, cu capătul să se strângă, că nu le înodăm. Da, da, da. Da. No, așa, da. Și apoi după aceea nu m-a pus și părudă. Și apoi după aceea îl punem în ligea și apoi după aceea îl punem părudă. Cârnațul cam în câtă vreme îl puneți? Pe mole. Cam făcând un pic, făcând îl gata întâi, apoi să... Păsară-l și închideți părudă. Da, da, da. Și apoi lasă, nu dăm fum până mâini. Da, da, da. Știi, să se ușă un pic, noi acă ce facem.
Da, uite, s-a strâns acolo. Aia. Uh-huh. Și-o punem aici în lighean. Aici în lighean, da. Da. Ai, Doamne. De aici pe le ducem la afumatoare, lasăm să se storc un pic, iese saramura așa din el. Uh-huh. Și apoi le punem pe rudă până mâine dimineață. Și mâine dimineață pe le dăm foc. Când se zvântează, să usc un pic, să nu intri pe tare dintr-o dată. Uh-huh. Și apoi așa le dai fum, mâine nu le dai, pe alalt iar le dai tot, o zi le dai, o zi nu. Da, până da, da. Da. O grămadă de cârnați da, la Veronica. Vai. Pisicav. Nu o să-l puteți da, mânca. Nu o să putem mânca. Da, nu. Da, da. Și să avem sărbători frumoase, să ne vii colindator, să le putem da. Câte un cârnaț? Așa să dă? Câte un cârnaț, câte... Să le dăm, nu, să facem, să le dăm, să vii, să le avem la masă, să mâncăm tăți. Da, da, da. Să mâncăm tăți, să colindatori, să ne colinde și să le dau. Șaunu, șerbe la Veronica, da. Un să pune fărina de mălai, acolo în șaun, și un, doi, să gata, da. Tocana, mămăliguța, nu? Da. Așa. Câtă vreme trebuie să mai șarbă acolo? Mai șarbă un picut. Uh-huh. Trebuie să dai câteva clocote bune, nu? Da. Văd că e farină din asta de mălai. Da, farină, da, da, farină de mălai, farină uh-huh. de mălai e noastră, da. Dar cum de mai faceți din farină de mălai? Da, păi noi nu cumpărăm, tă farină de asta de-a noastră. Facem de mălai de-a noastră și de asta. Uh-huh. No, e mai bună, e mai... E mai bună, da, așa? Da, e mai bună, da, e mai da, bună. Da, da. Ba, Grigore, cum se treaba cu coleșa, cu mămăliga, cu tocana? Foarte bine. Acum o plecăm. Aha. Da, mai trebuie un pic de făină, mai trebuie. Mai trebuie, mai trebuie. Vai bine, la Veronica, să stai la țară, că uite așa, ai o țară de curte. Noi așa ne ajutăm. Faci una alta. Da, noi, el mă ajută pe mine și eu l-ajut pe el. Dar de câte vreme sunteți la oaltă, la Veronica? Vai, e 94. E 94, da. E 94. E 94, da, e 94. Uh-huh. Da, deci e 29 de ai. 29, a 29 avem de ai. 29 de ai. Hai, da. E mie și de mie. O trecut multă vreme. Mult o trecut, că toamna am un câteva zile m-am gândit că tata meu, iertat, a murit la 46-47 de ani. Uh-huh. Și eu am gândit mă nimă că eu împlinesc 50 de ani până ianuarie, dar pe cum de... Și toate cu mulți zile și-o fost și eu să plec. Dar mă mai lăsa pe Dumnezeu, dar pe că nu știu. Cam ce vârstă ați avut când v-ați luat unul cu altul? Da, pe cam 19 ani, cam așa, cam la 19 ani. Cam la 19 da. Ani, 20. Da. 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 Și bărbatul 23? 27. 27 el, da, el a fost mai învățat. A fost mai învățat, Natalia mai tânără, mai crudă. Da, eu mai tânără și m-a păcălit. Dar nu-mi pare rău că m-a păcălit. Da, și dumneata, te ești din sat, ești? Nu. El e de Rogoz. El, dumnea lui. Da, și-a venit aici jinerii. Da, da, da. Am el e Rogojan, că eu am locomnică, m-am auzit că Rogojan e Sarniș, așa îi. Așa, au avut dreptate da, vorba. Da, da, au fost dreptate, dacă Rogojan e Sarniș. Uh-huh. Și-a fost harnic. El a fost din părinți cu 5 frați, a fost crescut bine. Uh-huh. Și tăsc fratelui, a fost harnic. Da, da, da. No, oameni gospodari. Da, gospodari. No, și dacă a fost tăsc și el, no, nu s-a lăsat. Da, da, da. Da, au fost și înstărit la Veronica. Au fost și înstărit, oamenii înstăriți, da, că atunci am locomnică și eu am ați fost singur. Ați locomnit și la înstărirea. Da, și eu am fost singur la părinți și am locomnit, că altfel. Da. E valabilă vorba bătrânilor la Veronica, că dacă te strângi de o nevoie cu o altă nevoie, nu faci nimic nu în faci. Viață? Nu faci, asta-i trebuie să-ți iei un pic de podine, așa zice bătrâne. Măcar unul, să iei podine, dacă ai unii porni de pe podine, dar până o faci tu podine, ai cam greu, dar dacă o ai podina făcută. Da, da, da. Da, așa fu. Și așa e și acum. Da, e bine că le-ați petrecut pe tate. Le-am petrecut. Și cum se spune, de-am unsă și e tă sănătate. Da, să da. Bucura în da, continuare. Da, asta sănătatea, că restul tăcii le-am făcut. Da, da. Numai sănătatea. Uh-huh. Vai ce fain a ieșit mămăliga acolo. Foarte fain, ia și câte de galbenă ca aurul. Mai trebuie o țâră amestecată, da. Așa? Mai trebuie... Să se mai îngroșe. Uh-huh. Nu trebuie tare îngroșată, nici pe grosă. Nici pe grosă, da, 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 corect. Așa o țărucă să... Da. Mă, nu mă obiez, nu mă obiez. Ați avut farină faină și da. Mălai fain. Mălai, ce? Mălai a fost bun. Uite aici, galbenă. Mălai a fost foarte bun, mălai. Da. E mălai de anul ăsta? Nu, ăsta e mălai de anul trecut. De anul trecut, da. Uh-huh. Cam de anul ăsta l-am cules târziu. Uh-huh. Că, și apoi nu putem aciuna. Da, 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 mai trebuie să uștem. Noi da, da. Poate că alea către e mâncat. Prin februarie, numai. Cam așa, cam așa, cam așa. Da, da, da. Până ianuarie, până de bobocează, când facem malaiul, pentru aituri. Serios? Da, pe atunci punem malai de papod, că punem papodul că să unde e foc. Uh-huh. Și pe sus, că știi, mai uite ca în cotar, că am o luat să nu mai punem papod. Că e, no, tare faină și fain la căsă și nu mai punem, facem cotărși. Și uh-huh. pe care malai pentru tocan, îl punem papodul căsă și pe sus, că bate caldura. Am înțeles, da, da, da. Nu. Uh-huh. Avea o lingură.
se strânge de pe aici, de pe mărginte. Se strânge, da, de pe margină. Mm-hmm. Nimica nu se prăpădește. Da, păi, e păcat. Corect. E de mult. Nu se bat om nimica, vă vedeți câtă... Cu laptea cu gioi. Și cu laptea cu gioi, tu luai aici. Hai să vedem. Să vedem ce mămăligă am făcut. Tocănița, da. Tu l-ai, domne, bine. Ia, mai mă, cât e frumoasă. Ai de mine. Atât de mândru aburește. De domne ferește. Da. Da. Ia, aici e. Așa, așa. Apoi de aici ale Veronica, cred că e pentru o jumătate de sat. Da, păi lasă să mâncăm, că suntem flămânzi. Că până am gata cărnațul, până am gata teagii, nu ne-am apucat de mâncare. De azi dimineață, da, da, da. E vremea, mu. Corect, corect. Cred că pomana e aproape gata, cum se spune. E aproape gata, mergem și ne apucăm de ospățul porcului. Și avem o petrecem, că am cărnațe nici gata, teagii nici gata, am urmă să petrecem. Da, o ieșit o grămadă de cărnață. O grămadă de cărnață acolo, o grămadă de cartabuș, o grămadă de tot felul avem. Da, numai da. Să vii oameni și mâncăm, că noi suntem numai noi puțini și nu ce-i mânca. Uite, mai suntem noi doi. No, încă, încă 10. Uite așa, 4 și încă 3-4 din casă. Așa, încă 10 să vii cât ar încă. Așa, e la Veronica, noi o să intrăm îndată în casă ca să mâncăm. Da. Asta nu o să mai filmăm, dar aș vrea să facem așa cum se spune oprirea filmării și aș vrea tare mult să vă mulțumesc că anul ăsta m-ați primit la dumneavoastră aici acasă la porc și iată, am filmat atâtea și ne-ați povestit atâtea și ne-ați colindat și să știți că ne-a fost tare drag. Și eu mulțumesc frumos că mi-ați ascultat invitația. Vai, Doamne, și mi-ați aprobat și ați venit. Cu mare drag. Soarele, mai facem o făgăduință omilor care s-au uitat la noi, la Veronica, sigur o prins drag de dumneatale și că alea după anul nou, poate înainte de primăvară, să mai dăm o fugă pe la dumneatale. Vinitor când sunteți primiți ca la casa dumneavoastră. Vai, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Și mă bucur că, nu știu, că în urmă cu 3 ani de zile v-am cunoscut în primul rând și iată, după 3 ani de zile am reușit ca să revin aici la dumneavoastră. Da. Și oricând și oricine poate veni la casa mea, e bună primită. Da, încă o dată mare mulțumire și amu pe final vreau la Veronica să le transmiți un mesaj oamenilor care ne-au urmărit pe internet și care, iată, ne-au urmărit și pe Tradițional TV. Da, le mulțumesc frumos la care se uite la mine, la televizor, le doresc sărbători frumoase, sănătate și să nu uite cum am zis de părinți, de părinți și de Sfânta Biserică și de nașterea Maicii Domnului și de fiuțul scump să margă la Sfânta Biserică. Putem să chim plină biserica, că și la noi aici la Suci. Atât avem o biserică de frumoasă. Și un preot de bun. Și o doamnă preoteasă de bun. Și biserica nouă. Acum am intrat prima duminică în 10 ani. Da, da, da. Și atât e frumoasă, că nu e biserică, e catedrală. Da, da. No. E bine să știm că o țără e credință și rugători de Dumnezeu. No. Și oamenii să ne unim, să chim unul cu altul. Da, corect. Da. Sărbători binecuvântate și, să aveți și la dumneavoastră la tăți. Și vă mai așteptăm și eu. Și să dai Dumnezeu să ne revedem cu bine și cu sănătate. Doamne, să aveți grijă de sănătate, la Doamne ajută, Maica Domnului avea grijă. Că eu n-am când, dar Maica Domnului duceți. Avea grijă. Da. Ba, Grigore, mulți ani fain și mă mulțumim bucur că ne-am reîntâlnit. Mulțumim frumos că ați venit la noi și oricând sunteți bun cu mare primit. Drag. Și trebuie să fac și cu dumneatale, ba, Grigore, o făgăduință oamenilor care ne urmăresc colea în vară. Ne primești la o zi de casă? Vă primesc. Da, mi-a zis la Veronica că aveți loc undeva aici, mai în capătul satului. Avem acolo sus pe deal. Da, și aveți și o casă bătrânească. Da, 3 km avem de mers și mergem cu căruța. A, așa cu căruța, facem. Mergem acolo și e câmp frumos, e larg, e o groapă, așezătură faină. Faină, faină. No, păi înseamnă că atunci la primăvară, vară, mai pregătim un material de aici mai în țara Lăpușului. Încă o dată multă sănătate și mulțumim fain că m-ați primit cu atâta drag la dumneavoastră. Mulțumim cu drag că ați venit. Da. Nale, Veronica, hai să luăm o măliga, să o ducem în lontru, tocana, cum se spune, în țara Lăpușului. Încă o dată să le urăm oamenilor care ne-au urmărit. Voie bună de aici din țara Lăpușului. Punem și niște lapte de ghibol. Lapte de ghibol, lapte de oi, brânză și carne. Exact. Și apoi, cum se spune, gura. Da, gura. Vai, să-i dai, vai, ca sfântă sănătate și să avem poftă bună. Așa să dai, Dumnezeu. Ca ui vremea. Da, da. Și la care îi face poftă să vii și că să vină pe aici pe la mine tale. No, Doamne ajută, la Veronica. Sănătate multă și mulțumim frumos. Cu tă dragul și gânduri bune la toți și care ne-au urmărit aici pe internet și și pe Tradițional TV. Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea. Aici punem amul furii. Să putem... În cap punem un tigi sos. Ia cum o folbos de sos, vă ajutați? Numai un soare.
La noi, la Suce, așa se face, nu se face ca pe alții părți.